sunt dr. Elena Ciupercă, medic gastroenterolog în cadrul clinicii DigestMed. Ziua de astăzi, 4 februarie, este dedicată luptei mondiale împotriva cancerului. 40% din decesele prin cancer pot fi prevenite, iar în Europa, cancerele gastrointestinale sunt principala cauză de deces prin cancer. De aceea sunt astăzi aici, împreună cu colegul meu, domnul dr. Tudor Arbănaș, și colega mea, doctorița Monica Stana, să discutăm despre cum putem preveni, diagnostica și monitoriza cancerele digestive. Din păcate, colega noastră, doamna dr. Elena Popescu, nu a putut să fie astăzi alături de noi din motive personale și locul dânsei va fi ținut de doamna dr. Monica Stan. Dintre toate cancerele digestive, cancerul colorectal este cel mai frecvent tip de cancer. La nivel mondial, ocupă locul 2 ca frecvență a cancerului la femei și locul 3 la bărbați. În România ocupă cu brio locul 2 atât la femei cât și la bărbați, iar anul trecut a fost cel mai frecvent tip de cancer în România ca și număr de cazuri noi, 13,1% din numărul total de cazuri de cancer. Date fiind acestea, aș vrea să discutăm un pic despre componenta ereditară în cancerul colorectal și o să-l rog pe colegul meu, pe domnul dr. Arbănaș, să ne facă niște precizări din acest punct de vedere. Tudor? Mulțumesc, Elena! Știm cu toții că orice cancer provine prin acumularea de defecte genetice. O parte din aceste defecte le putem moșteni, o parte apar în decursul vieții. Sigur, cu cât avansăm în vârstă, șansa să acumulăm defecte genetice e mai mare și această regulă se respectă și la cancerul colorectal, care este mai frecvent după vârsta de 50 de ani. Cancerele strict ereditare, cele care înseamnă și o componentă genetică moștenită de la părinți, reprezintă cam o treime din totalitatea cancerului colorectale, deci o componentă destul de consistentă. O parte din aceste cancere nu au modificări genetice definite, adică nu știm care este defectul genetic propriu-zis, dar putem să bănuim că acesta există în familia respectivă pentru că există mai mult de doi membri ai familiei afectați cu cancer colorectal sau unul dintre acești membri care au făcut cancer colorectal l-au dezvoltat la o vârstă mai mică decât 60 de ani. O serie de alte cancere colorectale ereditare, dar care reprezintă un procent foarte mic, 10% maximum din totalitatea cancerelor, au o componentă genetică cunoscută, definită, știm mutația care duce la cancerul colorectal. Dintre acestea, polipoza adenomatoasă familială are chiar o singură genă afectată și diagnosticul genetic este relativ simplu. Există o formă mai frecventă de cancer ereditar, care este cancerul colorectal non-polipos ereditar, la care sunt implicate mai multe gene. În acest caz, din nou trebuie să existe un indice de suspiciune al clinicianului care vede pacientul, care se bazează iarăși pe o serie de informații din familia respectivă. Și anume, avem mai mult de 3 pacienți diagnosticați în familia respectivă, fiecare dintre ei rudă de gradul 1 cu ceilalți 2. Și avem cel puțin 2 generații succesive afectate, iar unul dintre pacienții diagnosticați are o vârstă mai mică decât 50 de ani. Vedem iarăși că criteriul numărului de membri afectați într-o familie și a vârstei tinere la diagnostic reprezintă un semn că acolo există o componentă genetică ereditară. La acești pacienți la care cunoaștem mutațiile, putem să recomandăm, după un consult genetic, să facem niște recomandări pentru testarea acelor mutații în familie pentru ca aș cunoaște riscul dezvoltării cancerului la respectivele persoană, care, în paranteză fie spus, poate să depășească 80%
în cazul în care un membru al familiei are mutația respectivă. Aceasta este importanța până la urmă a componentei genetice. Diagnosticul genetic la membrii familiilor afectate, dar și supravegherea mai atentă la cei care au un istoric familial de cancer colorectal. Așa este și de fapt putem spune că orice cancer rezultă dintr-o interacțiune între factorii de mediu și factorii ereditari. Putem controla mai puțin factorii ereditari, însă putem încerca să corectăm factorii de mediu. O să rog pe tine, Monica, să ne spui un pic ce putem face ca și stil de viață, ca și dietă, să prevenim cancerul colorectal. În ceea ce privește alimentația pentru cancerul colorectal, este foarte importantă. Este necesar un stil de viață cât mai echilibrat, sănătos. O dietă echilibrată cu consumul de fructe, legume și fibre alimentare. Fibrele alimentare sunt foarte importante pentru menținerea unei flore intestinale sănătoase, pentru detoxifierea organismului, pentru un tract digestiv sănătos. La polul opus, alimentele care ar trebui eliminate sau evitate pentru a scădea riscul de cancer colorectal sunt carnea roșie, alimentele procesate de tip fast food, grăsimile și afumăturile. Cancerul colorectal apare prin evoluția unor leziuni mai mici de pe colon, numite polipi. Dacă putem găsi acești polipi și să îi scoatem, atunci sistăm evoluția către cancer. Cum putem face acest lucru, Tudor? Putem face acest lucru prin ceea ce se cheamă screening al acestor leziuni, adică să încercăm la populația la risc să depistăm respectivele leziuni și să le îndepărtăm înainte să progreseze spre cancer. În cazul cancerului colorectal, acest lucru este posibil din mai multe motive. Una e că este cel mai frecvent între cancerele digestive. În al doilea rând, riscul la nivelul populației generale este mare, este cuantificabil. Oamenii sunt în mod înnăscut predispuși să facă acest tip de cancer odată cu vârsta. Adică după 50 de ani, fiecare dintre noi avem un risc oarecare, care a și fost măsurat, este cam de 5% pe parcursul întregii vieți, de a face cancer colorectal. Deci este o problemă mare de sănătate, merită să luăm niște măsuri diagnostice să scădem acest risc. În al doilea rând avem o metodă cu care putem să punem în evidență aceste leziuni, să le zicem precanceroase la nivelul colonului, și aceasta este colonoscopia, care, din fericire, în România a devenit din ce în ce mai disponibilă, pentru că avem nevoie de un acces la această metodă de diagnostic pentru a o putea folosi ca și metodă de screening. Noi spunem la toată lumea să-și facă după 50 de ani colonoscopie. Metoda diagnostică folosită trebuie să fie acceptabilă atât de către pacient, cât și de către cel care o face, de către medicul care practică endoscopie. Aici, colonoscopia, fiind o manevră invazivă și potențial dureroasă, cu o pregătire laborioasă, pune niște probleme, dar dacă există o relație bună între medic și pacient, nu cred că este o problemă. În programele de screening din alte țări s-a dovedit că această metodă e și cost-eficientă, adică reduce mult cheltuielile în sistemul de sănătate dacă prevenim cancerul în loc să-l tratăm. Și eu cred că e convenabil nu numai pentru sistemul de sănătate, ci și pentru pacientul individual. Luând în considerare toate aceste aspecte, putem să facem acest screening colonoscopic
pentru cancerul colorectal și sperăm că un astfel de program va fi disponibil în curând. Cum îl facem? Când începem să facem colonoscopie? V-am spus că riscul de cancer colorectal în populația generală crește după 50 de ani. Deci o să începem să facem screening la toți indivizii care depășesc această vârstă. Există însă grupe de oameni care au un risc mai mare. Și am văzut că istoricul familial, fie de leziuni precanceroase, cum sunt polipii, fie de cancer, sau istoricul personal de altfel de leziuni, crește riscul să mai continui să le faci în viitor. Și atunci, în această populație, trebuie să începem screening-ul mai precoce. În general, se recomandă începerea screening-ului la 40 de ani sau cu 10 ani înainte de un caz de cancer colorectal diagnosticat în familie, în cazul în care, dacă facem acest calcul, obținem mai puțin de 40 de ani. Există și grupe de pacienți cu un risc extrem de mare de a face cancer, cum sunt membrii familiilor cu acele sindrome genetice ereditare despre care v-am povestit și care au un risc aproape universal de a face cancerul și scopul nostru este să-i depistăm și să-i tratăm din timp. În acest caz, investigațiile gen colonoscopie se pot face și anual. Mă refer la cancerul colorectal non-polipos ereditar. O altă categorie foarte restrânsă e cea a bolilor inflamatorii intestinale, cum e boala Crohn și rectocolita ulcero-hemoragică, dar care intră și ei în clasa de risc crescut, foarte crescut, în special după o evoluție îndelungată a bolii. Screening-ul acesta, dacă nu-l putem face așa cum ne-am dorit cu toții, și anume colonoscopic, putem să-l facem și cu explorări mai disponibile și mai puțin invazive, cum ar fi testele de hemoragii oculte, pe care le efectuăm tot așa după 50 de ani și, evident, dacă ele sunt pozitive, motivul de a recomanda colonoscopie la acel pacient este mult mai convingător. Mulțumesc! O să vorbim un pic despre simptomele pe care le dă cancerul colorectal. Cele mai frecvente simptome sunt durerea abdominală, sângerările digestive și tulburările de tranzit. Toate acestea sunt însă simptome nespecifice și pot să apară în diverse combinații și în bolile inflamatorii intestinale, în boala diverticulară sau în sindromul de intestin iritabil. O să te rog, Monica, să ne spui câteva cuvinte. Care sunt semnele care ne alarmează și ne cer să investigăm color? Există câteva semne de alarmă care ne ridică suspiciunea unui cancer colorectal. Principalul semn de alarmă este sângerarea în scaun. Este importantă și culoarea sângelui. Dacă această culoare este roșu deschis, ne sugerează proveniența din rect sau colonul sigmoid. Dacă culoarea este puțin mai închisă a sângelui, atunci ne putem gândi la proveniență din colonul drept. În schimb, dacă culoarea scaunului este negru, atunci ne gândim la o sângerare de la nivelul tractului digestiv superior, gen esofag, stomac sau intestin subțire. Alte semne de alarmă sunt constipația nou instalată, constipația care alternează cu diaree, scăderile în greutate marcate involuntare și anemia, care poate să fie depistată prin analize uzuale și se manifestă prin astenie marcată, oboseală și prin valoare tegumentară. Bun. Am vorbit despre simptomele care pot să apară și care ne ridică semne de întrebare apropo de o boală serioasă la nivelul colonului. Cum stabilim diagnosticul de cancer colorectal? Și aici o să te rog tot pe tine, Monica, să ne ajuți. Desigur, domnul doctor Arbonaș a vorbit destul de bine despre colonoscopie. Aceasta este principala metodă de diagnostic pentru cancerul colorectal.
odată efectuată, se poate vizualiza o formațiune tumorală la nivelul colonului. Este necesară prelevarea de biopsie din acea formațiune tumorală și prelucrarea ei la microscop de către un medic histopatolog pentru a stabili tipul de tumoră și managementul și tratamentul individual pentru fiecare pacient în parte. Este foarte important să spunem că odată depistat cancerul colorectal, dacă reușim să-l depistăm precoce, avem șanse foarte bune de supraviețuire și chiar de vindecare pentru pacient. De aceea este foarte important să folosim măsurile de screening, dar și să facem colonoscopie diagnostică în situația în care apar simptomele de alarmă. O să începem să discutăm despre un alt tip de cancer digestiv, și el destul de frecvent, cancerul gastric, dar care nu are aceeași supraviețuire bună, din contră. În Europa, cancerul gastric este pe locul 3 ca și cauză de deces din cancer. În țările dezvoltate, incidența este în scădere, dar nu putem spune același lucru despre Europa de Est. Din păcate, supraviețuirea în cancerul gastric este de doar 26-27%. Care sunt factorii de risc pentru cancerul gastric? Din nou, vârsta este un factor foarte important și riscul începe să crească deja de la vârsta de 40 de ani. Sexul masculin e un factor de risc pentru că bărbații fac de doar mai frecvent decât femeile cancer gastric. Se pare aici că hormonii feminini oferă oarecare protecție față de acest tip de cancer. Dintre factorii de mediu importanți, pe primul loc stă Helicobacter pylori, acea bacterie care colonizează stomacul la jumătate din populația globului, care este responsabilă de un număr ridicat de cancere, dar atenție, proporția față de pacienții infectați sau care poartă această bacterie este infimă. Nu înseamnă că este un motiv să tratăm toți pacienții pentru Helicobacter. Pacienții predispuși să evolueze către cancer au și un mod special de a interacționa cu această bacterie, motiv pentru care apare o inflamație mai accentuată în stomac, care dacă ține suficient de mult timp, 10 de ani, poate să ducă la atrofie, adică subțierea mucoasei gastrice și la apariția de unor modificări considerate și aici precanceroase, cum este metaplazia intestinală sau displazia. Deci atunci când pe o biopsie gastrică la un pacient apar aceste cuvinte în rezultat, trebuie să ne îngrijorăm, numai dacă suntem specialiști, și trebuie să supraveghem pacientul respectiv ulterior. Numai că aici relația dintre leziunile precanceroase și dezvoltarea cancerului nu este atât de evidentă ca cea de la cancerul colorectal cu acei polipi despre care s-a vorbit și care pot fi îndepărtați înainte să se transforme în cancer. Un alt factor de risc evident din mediu este fumatul, care nu este un factor de risc doar pentru cancerul pulmonar, ci și pentru cancerul gastric. Consumul de alcool are și el niște dovezi, dar nu atât de convingătoare ca și factori de risc. Apropo de componentele astea de mediu, ele în general duc în timp la o hipoaciditate și în gastrita atrofică indusă de Helicobacter, până la urmă stomacul nu mai este capabil să producă atât acid și atunci poate fi colonizat de alte bacterii, pentru că acidul ne protejează de ceea ce înghițim, de bacteria pe care le înghițim, și atunci când scade, apare această colonizare a stomacului, iar efectul bacteriilor pe alimentele pe care le ingerăm duce la generarea unor
substanțe care cresc riscul de cancer, se cheamă carcinogene. Alte situații în care apare această scădere a acidului în stomac e și gastrita atrofică autoimună, care este o boală particulară, se cheamă anemie Birber, în care corpul generează anticorpi împotriva propriilor celule care produc acid. Ele dispar cu timpul, atunci apare această hipoaciditate care din nou crește riscul de cancer gastric prin mecanismul pe care l-am amintit. Un alt factor de risc, apropo de dietă, este consumul de sare. Există date epidemiologice care au arătat scăderea în timp a frecvenței cancerului gastric pentru că s-a trecut de la metode de conservare alimentelor prin sărare a fumoade la refrigerare. În felul acesta se reduce contaminarea bacteriană a mult mai mult a alimentelor pe care le ingerăm și se reduce riscul de cancer gastric, dar se pare că și consumul în sine de sare are un efect nociv pe mucoasa stomacului. În fine, în afară de acești factori de mediu, există și aici această componentă genetică, ereditară, care însă nu este atât de importantă ca la cancerul colorectal. Aici vorbim doar de 10% din pacienți care au un istoric familial sugestiv al unei componente genetice ereditare și dintre aceștia mai puțin de 1 din 10 are o mutație genetică cunoscută. Drept urmare, diagnosticul genetic e mai puțin util, dar din nou, dacă există mai multe rude cu cancer gastric în familie, trebuie să avem un indice mai mare de suspiciune pentru un risc crescut de cancer gastric și să urmărim pacientul respectiv. Mulțumesc, Tudor. O să te rog pe tine, Monica, să vorbim un pic despre semnele de alarmă care ne orientează spre explorare, ne fac să ne gândim la afecțiuni serioase ale stomacului. Există și aici câteva semne de alarmă care ne ridică suspiciunea de cancer gastric și necesitatea de a efectua investigații suplimentare în acest sens. Și anume, hemoragia digestivă superioară, care se poate manifesta prin vărsături cu sânge, sânge roșu sau sânge înzat de cafea, sau scaun negru, așa zisă melenă. Alte semne ar putea fi scăderea marcată în greutate, la fel involuntară, imposibilitatea pacientului de a se alimenta corespunzător, vărsături repetate, o anemie la fel de pistată prin analize uzuale, durerea abdominală și dispepsia instalată peste o anumită vârstă, în special peste vârsta de 50 de ani. Cum stabilim diagnosticul de cancer gastric? Odată apărute aceste simptome de alarmă sub vârsta de 50 de ani sau peste vârsta de 50 de ani, fie că avem sau nu aceste simptome de alarmă sau simptome nespecifice, este necesară efectuarea unei endoscopii digestive superioare. În cadrul acesteia, dacă se depistează o formațiune tumorală, la fel ca și pentru cancerul colorectal, este necesară prelevarea de biopsie cu prelucrarea acesteia la microscop pentru vizualizarea tipului de celule tumorale și stabilirea tipului de tumoră. Am discutat de la început legat de supraviețuire în cancerul gastric, că este mult mai proastă decât în cancerul colorectal. O să te rog, Tudor, să ne spui câteva cuvinte despre acest lucru, de ce se întâmplă acest lucru, de ce supraviețuirea este mult, mult scăzută. De la început trebuie să spunem că diagnosticul în cancerul gastric, la ora actuală, majoritatea țărilor europene se face în stadii foarte avansate. Răspunsul la un tratament depinde foarte mult de stadiul în care descoperim boala.
dacă este în stadiu precoce, rata de supraviețuire poate depăși chiar 90%. Și avem aici ca și argument experiența Japoniei, dar care are o frecvență foarte mare a cancerului gastric și din acest motiv a introdus un program de screening comparabil cu cel pentru cancerul colorectal deja implementat în țări din vest, Statele Unite, Europa de vest. Pentru a depista boala în stadii precoce, sigur am putea să facem și noi acest screening. Problema este că frecvența acestui tip de cancer, mai mică decât cea a cancerului colorectal, nu justifică o astfel de abordare. În plus, endoscopia, cel puțin cea obișnuită, pe care o facem cu toții în laboratoare de endoscopie, endoscopia cu lumină albă, are o șansă de a pune diagnosticul de cancer gastric precoce de doar 50%. Adică nu depistează decât jumătate din aceste leziuni. Și în al treilea rând, nu există clar niște leziuni preneoplazice, precanceroase, pe care să le identificăm și îndepărtându-le să împiedicăm progresia către cancer. Sigur, v-am spus că există acele semne pe biopsiile din mucoasa gastrică, metaplazia intestinală, displazia, care ne spun riscul. Dar altceva decât să îndepărtăm stomacul la un pacient cu displazie de grad înalt, care la un risc foarte mare, nu avem de făcut. Și atunci, din toate aceste motive, screeningul nu este funcțional și probabil nici nu ar fi cost eficient. Ceea ce putem însă face pentru a îmbunătăți această rată de detecție este să folosim tehnici speciale de endoscopie, de amplificare a imaginii endoscopice, care deja devin din ce în ce mai populare, și să avem acest obicei de a biopsia la orice pacient de o anumită vârstă, vorbim de pacienți peste 40 de ani, fie orice leziune depistată endoscopic, fie chiar biopsii, adică să luăm, să prelevăm probe la întâmplare din mucoasa gastrică pentru a vedea dacă există cumva un risc suplimentar pentru acel pacient. Dacă tot îi facem endoscopie digestivă superioară și îl expunem la o manevră invazivă. În rest, din păcate, stadiile avansate în care diagnosticăm în acest moment cancerul gastric fac ca această mortalitate prin cancer să fie mare. Chiar și cancerele pe care le considerăm curabile, că le putem opera, că putem îndepărta tumora în totalitate, au o rată foarte mare de recidivă, de până la 80% în următorii 5 ani. Ce putem să facem aici, în cazul cancerelor gastrice avansate, pentru că vorbim de un tratament destul de complex, multimodal, în care este implicat oncologul, radioterapeutul, gastroenterologul, chirurgul, încercăm să ameliorăm stadializarea preoperatorie, să introducem niște metode de diagnostic, cum ar fi citologia lichidului peritoneal, mă rog, care e o tehnică specială care presupune obținerea de fluid din interiorul abdomenului pentru a vedea dacă există acolo determinare metastatică invizibilă pentru metodele obișnuite de diagnostic, sau să ameliorăm terapia prin introducerea, de exemplu, a chimioterapiei hipertermice intraperitoneale, care presupune introducerea de agenți citostatici, nu pe venă, ci în interiorul abdomenului pacientului, pentru a distruge orice celulă care ar fi putut scăpa de intervenția chirurgicală. Din păcate, aceste forme de tratament nu sunt încă larg disponibile în țara noastră și de aia suntem campioni la mortalitate printre celelalte state. Mulțumesc, Tudor! Pacienții noștri adesea își doresc să facă o tomografie computerizată sau un RMN pentru a confirma sau pentru a exclude
o tumoră de stomac sau de colon. Care este rolul acestor investigații? Cum am spus, pentru cancerul gastric, chiar o explorare pe cum tomografia nu o să poată spune întotdeauna dacă este o formă rezecabilă de cancer în cazul că o ai. Rata de detecție pentru cancerele precoce, cele care ne interesează, este chiar inferioară celei a endoscopiei digestive și atunci nu ne ajută foarte mult, mai ales că explorarea tomografică trebuie făcută în condiții foarte particulare pentru stomac și radiologul trebuie anterior avertizat de diagnosticul prezumptiv pentru a aplica tehnica de examinare corectă. Deci tomografia nu te poate balea și îți spune exact ce leziune ai, unde o ai. Depinde foarte mult și de tehnica de investigare. În plus, nu ne oferă absolut nicio informație despre leziuni care preced dezvoltarea cancerului, cel puțin la nivelul stomacului. Dacă vorbim de colon, și acolo rata de detecție a unor leziuni pre-neoplazice, pre-maligne, cum sunt polipii respectiv, este mult inferioară colonoscopiei și ea este cu atât mai mare cu cât leziunea respectivă este mai mică. Ori în ultima perioadă, cancerele de colon, chiar dacă sunt precedate de apariția unor leziuni în intestin, acestea sunt din ce în ce mai puțin proeminente. Adică se cheamă plane în limbaj de specialitate și sunt nedetectabile de către examinarea tomografică. Din perspectiva diagnosticului unui cancer deja instalat, sigur că tomografia are valoare, dar v-am spus că și aici, în cazul cancerului gastric, concordanța, apropo de operabilitatea sau inoperabilitatea unei tumori cu ceea ce vede chirurgul după ce începe operația, este undeva la 60-70%. Adică 30% din acei pacienți, de fapt, sunt nerezecabili. Chiar la examinarea vizuală a chirurgului, nemai vorbind de tehnici speciale de diagnostic. Aceste investigații nu exclud posibilitatea nici măcar să avem un cancer undeva, inclusiv pe tubul digestiv. Ele trebuie făcute în urma unei indicații medicale puse de către un specialist pe seama celor semne de alarmă a istoricului familial, al vârstei pacientului. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Altfel, chiar și o banală tomografie înseamnă o doză de iradiere inutilă pentru o informație inutilizabilă ulterior. O să spunem câteva cuvinte și despre cancerul de pancreas, care este mai rar ca tip de cancer față de cancerul colorectal și cel gastric, dar are o supraviețuire extrem de proastă, de doar 9% la 5 ani. Care sunt factorii de risc pentru cancerul gastric și când monitorizăm sau evaluăm din acest punct de vedere? Aici există o serie de factori de mediu și cei alimentari au și ei importanța lor. Aici obezitatea sau consumul excesiv de calorii, de grăsime animale are o contribuție. Fumatul este un factor foarte important de risc. Consumul de alcool care poate duce la pancreatită cronică, adică o afectare inflamatorie cronică a pancreasului, care odată ce s-a instalat reprezintă un factor de risc permanent pentru acel pacient. Consumul de fructe și legume proaspete protejează față de riscul de cancer pancreatic și una din componente ar fi acidul folic. Și apropo de acidul folic, la consumatorii cronici de alcool, absorpția lui este
modificată, adică este împiedicată și avem un deficit de folați automat în organism, pe lângă afectarea cronică pancreatică. Printre factorii de risc, diabetul este un factor de risc, deși, mă rog, se poate spune că și pancreata cronică poate să ducă la diabet, nu se știe neapărat întotdeauna care a fost prima componentă, dar oricum un pacient diabetic trebuie mai atent supravegheat din punctul ăsta de vedere. De asemenea, dacă este un diabet nou descoperit, ideal ar fi să avem un indice mare de suspiciune pentru cancerul de pancreas, pentru că este un mod de prezentare inițială destul de frecvent. Colegii diabetologi cunosc acest lucru. În ultimul rând, modificările, să zicem, imagistice ale pancreasului, cum ar fi leziunile chistice pancreatice, care de multe ori pot progresa în timp către cancer de pancreas, așa că dacă sunt identificate printr-o examinare imagistică, inclusiv ecografică, trebuie urmărite. Există niște criterii pe care le cunosc specialiștii de progresie a explorărilor către niște analize mai invazive, care nu sunt însă de multe ori indicate. Putem să supraveghem aceste chisturi și ecografic în anumite condiții. Componenta ereditară în cancerul de pancreas este tot redusă, ca și în cancerul gastric, adică sub 10%, iar mutații cunoaștem mai puțin de 1% din aceste cancere, așa că utilitatea unui diagnostic genetic sau unei suspiciuni din punctul ăsta de vedere este mai redusă. Mulțumesc! Monica, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre cum stabilim diagnosticul de cancer de pancreas. Dacă în urma anamnezei cu pacientul, examenului clinic și a analizelor biologice efectuate se ridică suspiciunea unui cancer de pancreas, avem nevoie de investigații imagistice suplimentare care au două roluri principale. Unul de a stabili clar diagnosticul de tumoră pancreatică și doi de a stadializa și a indica dacă tumora respectivă este sau nu rezecabilă. Ecografia abdominală este metoda imagistică de primă intenție pentru cancerul de pancreas. Uneori această investigație nu este suficientă pentru că nu poate fi realizată, de exemplu, la pacienții obezi sau pacienții care au foarte multe gaze intestinale și atunci avem nevoie de investigații suplimentare, cum ar fi computerul tomograf de abdomen sau RMN-ul de abdomen, care ne permite vizualizarea tumorii, invazia zonelor de vecinătate, chiar și metastazarea la distanță a tumorii. Odată identificată o formațiune tumorală la nivelul pancreasului, este utilă o metodă de diagnostic numită ecoendoscopie, care combină metoda endoscopică cu cea ecografică și ne permite vizualizarea mai clară a formațiunii tumorale pancreatice și ne permite de asemenea prelevarea unei biopsii din formațiunea respectivă cu stabilirea clară a tipului de tumoră existentă la nivelul pancreasului. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc colegilor mei pentru toate lucrurile pe care le-au oferit. În încheiere vreau să fac un anunț. Începând de astăzi, pe site-ul nostru va fi disponibil un e-book cu măsuri de stil de viață și de dietă și cu reguli de monitorizare, astfel încât să avem o viață cât mai sănătoasă și să nu facem parte din astfel de statistici.